Bună, sunt Mihaela de la MMH Crochet și astăzi o să mergem împreună să facem aceste urechi rotunde care se pot folosi la iepuraș, măgăruși și la alte animăluțe acolo unde sunt bune. Vă aștept pe canalul meu să vă înscrieți și să atingeți clopoțelul acolo în dreapta jos pentru a primi noi notificări atunci când voi încărca noi video. De asemenea, mă bucur enorm de mult atunci când publicați pe grupul nostru Croșetez odată cu tine din lucrările dumneavoastră și din tutorialele mele. Am făcut aceste urechiușe cu 13 ochiuri de lanț și la fiecare capăt aici și aici am înmulțit câte 3 la fiecare rând. 1, 2, 3. La fiecare rând, așa pe 3 raze. Aici la fel am înmulțit. Am terminat o parte, da? Sunt 1, 2, 3, 4 și o parte roz. La urmă le-am făcut exact la fel. Nu am terminat, pentru că urechea începea de aici rândul. La ultimul rând m-am oprit tot la acest nivel și nu am continuat în jos pentru că am început să le unesc punându-le spate în spate, da? Deci sunt perfect egale. Apoi de cusut o să vedeți că le-am cusut întâi la acest nivel și apoi le-am montat aici. Bineînțeles că voi le puteți modifica și pune după gustul propriu. Bun, și acum hai să mergem într-un tutorial pas cu pas să le lucrăm împreună. O să începem cu urechile rotunde și vom începe cu 13 ochiuri de lanț. Din al doilea ochi de lanț pe spate se lucrează 11 piciorușe scurte. La capăt, în primul ochi de lanț, 3 mulțiri. Apoi pe partea cealaltă încă 11, în ultimul încă 3. La final vom avea 28 de piciorușe scurte în total. Eu pun ața așa pe deget și începem așa. Aceste ochiuri nu trebuie prea largi, potrivite. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aceasta este fața ochilor și întoarcem lănțișorul pe dos și vom lua aceste bucle de pe spate. Da? Deci primul nu-l putem lua din al doilea. Și primul lăsați lejer, nu îl strângeți foarte tare și faceți piciorușe scurte. Eu le fac în X pentru că vreau să-mi vină o ureche mai rigidă. Nu vreau moale. Pe următorul la fel. Și pentru că vreau urechea mai rigidă, nici aici nu o să lucrez prea larg. Încerc să strâng cât mai mult posibil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acum, în ultimul, vom face 3 piciorușe. 1, 2, 3. Și acum repetăm pe partea aceasta ce am făcut până acum. Acum, pe această parte, vom lua cele două bucle care au rămas. Ok? Deci avem aici 1,
Primul picioruș. Al doilea. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. Opt. Nouă. Zece. Și 11. Și acum, în ultimul ochi de lanț, facem cele 3. 1, 2, 3. Continuăm cu rândul 2. Vom face 11 piciorușe scurte, 3 mulțiri la capăt, în cele 3 ochiuri de piciorușe care le-am făcut aici. Aici vom face câte 2 în fiecare. Repetăm de 2 ori, la final vom avea 34. Punem un fir de ață ca semn. Dacă preferați marcator, e ok. Mă descurc mai bine cu ața. Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da? Acum avem acele 3 piciorușe aici și facem în primul 2 piciorușe, o mulțire, adică, da? În al doilea, încă o mulțire, 1, 2. În al treilea, încă o mulțire, da? Și ne-a ieșit rotundul. Acum avem încă 11 piciorușe de făcut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și acum facem din nou în cele 3 înmulțiri. Deci, o înmulțire, da? A doua înmulțire și cea de-a treia. Ok? Dăm semnul, iar la rândul 3 vom avea de făcut 12 piciorușe scurte, o mulțire și un picioruș scurt, care repetăm de 3 ori în cele 3 mulțiri și apoi pe partea cealaltă vom repeta la fel, da? Totul se repetă de 2 ori. La final vom avea 40 de piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și aici facem o înmulțire, da? Un picioruș scurt, din nou o înmulțire, un picioruș scurt și iarăși o înmulțire. Repetăm și aici. Acum mergem la rândul 4. Vom face 14 piciorușe scurte, o mulțire, 2 piciorușe scurte pe care le repetăm de 3 ori. Și total de 2 ori. Deci avem o mulțire, 2 piciorușe scurte, din nou o mulțire, 2 piciorușe scurte, 1, 2 și apoi cea de-a treia înmulțire. Ok? Și din nou 14 piciorușe scurte. 11, 12. Ne oprim aici pentru că o să lăsăm să fie baza la ureche de jos. Da? Și ne oprim aici cu piciorușele, nu mai facem până la capăt, doar până aici. Am mers și am mai făcut una pe alb exact la fel, da?
Nu terminăm rândul să ajungem aici în capăt și o vom pune cu cealaltă roz spate în spate, da? Aceasta este fața, aceasta este fața. O punem să fie egală, egală și ne vom întoarce înapoi cu piciorușele scurte. Și le încheiem pe amândouă. Și începem dintr-un loc unde să fie egale. Să vină încheietura pe față. Ok? Și luăm un picioruș din cel roz, un picioruș din cel alb. Un picioruș din cel roz, unul din cel alb. Și mergem drept. Deci nu mai înmulțim aici. Am ajuns la capăt și acum iau pe ăsta încă o dată, așa, și trec și pe acest rând și îl vom termina cu alb. Aceasta este urechiușa noastră. Ia să închidem aici. Și uitați cât de frumoasă este. Am cusut urechea așa și am cusut-o aici. Aici o lăsăm puțin lărguță pentru că mergem să o punem pe cap și să o putem coase cu, așa. Nu? Uite așa. Și pe cealaltă o să o punem alături. Ideea care este? Prindem noi o ureche, dar să o așezăm și pe cealaltă, ca să le putem echilibra și apoi le fixăm definitiv. Ok? Deci fixăm și pe aceasta și apoi le fixăm bine, bine pe amândouă. Acestea sunt urechiușele cusute aici, da? Și sunt cusute bine, sunt foarte rezistente și stau drepte. Dacă doriți, le puteți uni aici cu o cusutură, dar pentru mine este bine așa. Și aceasta a fost video tutorialul pas cu pas de astăzi. Eu sunt Mihaela și vă aștept în continuare la noi tutoriale pe canalul meu. Vă pup!